Bun găsit, dragi telespectatori! Continuăm în episodul de față abordarea întrebării Cum a suferit și a murit Isus Hristos? Spicuind din ceea ce spun Evangheliile despre ceea ce s-a petrecut în punctul terminus al traseului Întuitorului de pe Via Dolorosa, respectiv la Golgota. Textul sacru ne spune simplu și lapidar, citat, acolo a fost răstignit, și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Isus la mijloc, citat din Ioan 19 18. Răstignirea pe cruce, arătat dezgustat Cicero, este cel mai hidos supliciu. Scriitorii Evangheliei prezintă în mod selectiv și complementar cele petrecute la Golgota refuzând să insiste asupra unor amănunte privind dezbrăcarea condamnatului, modul grosolan în care i-au bătut piroane în mâini și în picioare, efectul fixării cruci în locașul ei asupra brațelor celui destinat morții, care a târna suspendat, susținut doar în cuie și multe altele. Vom trece și noi peste astfel de detalii, precizând doar că acest mod de ucidere este cel mai crud cu putință, el încorporând chinuri prezente aproape în toate genurile de decese. Amețeală, spasmuri, sete, foame, friguri, rușine și multe altele. Teologul creștin William MacDonald, în al său comentariu la Noul Testament, referindu-se la întreg supliciul lui Iisus Hristos, scrie, citat, Scumpul nostru Domn și Mântuitor, a suferit toate cele cinci genuri de răni cunoscute în medicină. Contuzii cauzate de loviturile de nuia, sfâșieri cauzate de loviturile de bici, plăgi provocate de cununa de spini, răni perforate provocate de cuie și răni incisive provocate de sulița romană. Ceea ce este uimitor și edificator este că din relatările evangeliștilor nu răzbat nici acuzații, și nici condamnări asupra făptuitorilor acestor atrocități, ci este prezentată doar înregistrarea sobră, obiectivă și reținută a faptelor comise de semenii noștri în acest moment extrem de important din istoria umanității. Iar cel maltratat, Isus Hristos, așa cum citasem din Isaia 53 cu 7, când a fost chinuit și a suprin, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o aie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura, încheia citatul din Isaia 53. Trăirea interioară a Mântuitorului este arătată profetic în psalmul 22, un psalm supranumit strigătul orfanului Emanuel, pe care Mântuitorul rezultă că l-a și rostit pe cruce și l-a și experimentat. Acest psalm are două părți. Prima parte, realitatea îngrozitoare a calvarului sau golgotei, versetele de la 1 la 21 pe care le vom și cita. Și partea a doua, rezultatul extraordinar sau rezultatele extraordinare ale calvarului, de la 22 până la sfârșitul acestui psalm. Dacă analizăm prima parte, vom observa în versetele 1 la 6 că cel vizat de psalm, noi înțelegem Isus Hristos, este părăsit de Dumnezeu. În versetele de la 7 la 18, că este urât de oameni, în versetele de la 19 la 21, că este atacat de Satan și oștirea lui. Așa că să nu ne fie greu să urmărim și noi pentru edificare și conștientizare prima parte a psalmului. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce mai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Stric ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Stric și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăviai. Strigau către tine și erau scăpați. Se încredeau în tine și nu erau dați de rușine. Dar eu, sunt vierme, nu om. Am ajuns de o cara oamenilor și disprețuit de, de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: S-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască Domnul, să-l izboțvească, fiindcă îl iubește. Nu te depărta de mine, că-ți apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt în prejurul meu, niște tauri din basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. Mai adus în țărâna morții. Căci niște câini mă încojoară. O ceată de nelegiuiți dau târcoale în meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă, pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru că mașa mea. Dar tu, Doamne, nu te depărta. tăria mea vine de grabă în ajutorul meu, scapă-mi Sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Încheiat citatul din psalmul 22. Și zbăvirea s-a și produs. Dacă vom analiza, psalmul 22 intervine, după versetele citate, așa numita de către Rotterham, linie frântă a unui monument funerar. Respectiv, temelia morții se termină brusc și urmează triumfal un, un mesaj așezat pe temelia învierii. Mesaj care nu face obiectul prezentei emisiuni, dar pe care vă îndemnăm să-l lecturați dumneavoastră din psalmul 22, pentru că veți vedea, ilustrează, așa cum spuneam, extraordinarele rezultate ale învierii Mântuitorului. Să revenim și să trecem acum în revistă vorbele Domnului Isus Hristos de pe cruce. În general, vorbele unui om arată cine este acel om, iar vorbele omului în momentele de criză majoră denotă adevărată personalitate și caracter al ființei umane. Așa că este extrem de folositor să-L cunoaștem pe Mântuitorul nostru prin prisma ceea ce a rostit în timpul supliciului de la Golgota. Pe cruce, Mântuitorul a avut șapte rostiri impresionante, cu o adâncă semnificație spirituală izvorâte din profunzimile inimii sale. Parte dintre aceste rostiri provenind chiar din recitarea Psalmului 22, din care am citat anterior. Pe lemnul de osândă, suferințele fizice ale Mântuitorului au fost dublate și amplificate de durerile lui sufletești printre care și cele cauzate de bagiocura și disprețul care veneau din aproape toate părțile. Într-adevăr, așa cum rezultă din Evanghelii, cu excepția grupului mic de ucenici fideli și a unei părți din mulțime, toți participanții la drama răstignirii l-au bagiocorit pe Isus. Aceștia erau trecătorii, preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii lui Israel, ostașii și de asemenea tâlharii care erau răstigniți împreună cu Isus. Putem observa cu metode de discreditare prin asociere cu cei fără de lege, Domnul Isus a fost pus între doi telari cu acest scop pentru a fi discreditat, i se adiționează aceste metode și metoda diabolică de discreditare prin atragerea oprobiului public. Metode vechi și noi. Dar Isus le-a răbdat pe toate, iubind și iertând, biruind răul prin bine, dându-ne un inegalabil și desăvârșit exemplu. Efectul acestei atitudini nu a întârziat să apară, așa cum rezultă din următorul text biblic. Unul dintre tâlharii răstigniți îl bagiocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te tem tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău și a zis lui Isus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Citatul este din Luca 23, 39 la 42. Ori, transformarea și mântuirea tâlharului de pe cruce este dovada efectului imediat pe care crucea lui Hristos îl poate avea asupra oricărui păcătos. Acest fapt a constituit un motiv de mare mângăiere pentru Domnul Isus, dar și pentru creștinii din toate timpurile. Până și vestitul astronom Copernic a lăsat să îi se scrie pe mormânt următorul epitaf. Citat, nu har ca lui Pavel, nu iertare ca lui Petru, ci doar cum ai mântuit pe tâlharul de pe cruce, așa mântuiește-mă și pe mine, Doamne. Încheiat citatul. Analizând modul cum tâlharul a fost mântuit cum vom putea constata că el a îndeplinit condițiile de bază strict necesare pentru obținerea mântuirii, credința și pocăința. El, văzând comportamentul divin al lui Isus, sub diabolicul tir încrucișat al jocurilor, provocărilor, suferințelor, a trecut de la atitudinea de bagiocoritor la cea de apărător al lui Hristos, demonstrând o credință cu totul ieșită din comun, a crede în Dumnezeu la tot puternic, care a făcut totul din nimic și care face tot ce vrea în cer și pe pământ, nu este atât de greu. A crede în Hristosul care șade la dreapta lui Dumnezeu îmbrăcat în glorie și cinste după ce a înviat din morți este iarăși mai la îndemână. Dar să crezi într-un om atârnat pe cruce și căruia cu fiecare picătură de sânge pierdut îi se scurgea viața, socotindu-l totuși Fiul lui Dumnezeu și un împărat al împăraților, și să-l mai și rogi să te ducă în împărăția sa, aceasta este o credință care trece dincolo de orice hotar. O credință eroică și pură. Trebuie să observăm în același timp că tâlharul și-a recunoscut pe deplin mai întâi păcatele comise și apoi a apreciat că este drept să sufere pentru ele și s-a căit, s-a pocăit implicit de înfăptuirea acestora. Apreciind toate acestea, Domnul Isus a adresat un prim cuvânt rostit pe cruce și anume: Astăzi vei fi cu mine în rai. Dar să revenim și să prezentăm o mică sinteză a celor șapte cuvinte sau strigări pe care Domnul Isus le-a rostit pe cruce, care se constituie ca adevărate lumini în noaptea suferinței. Acestea sunt de la ora 9 până la amiază, pentru că să nu uităm, Domnul Isus după ceasul și orarul nostru european, a suferit între ora 9 dimineața și până la ora 3 după masa. De la ora 9 până la amiază, până la ora 12, a rostit, în primul rând, cuvântul de iertare, Tată, iartă că nu știu ce fac, Luca 23 cu 34, 2, Cuvântul de mântuire, astăzi vei fi cu mine în rai, Luca 23 cu 43, la care tocmai m-am referit. Trei, Cuvântul de dragoste, femeie, iată fiul tău, fiule, iată sau uh, iată mama ta, Ioan 19, 26, 27. Apoi, în cele trei ceasuri de întuneric de la amiază până la orele 15, nu este consemnat niciun cuvânt care să fi fost rostit de Isus în auzul celor din jur. Și în sfârșit, în jurul orei 15, a fost rostit al patrulea cuvânt, cuvântul de suferință spirituală, Eli, Eli la masa Bactiani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai părăsit, în două forme, în Matei într-un fel, în Marcu în alt fel, Marcu 15 cu 34 între altele, cuvântul de suferință trupească, miesete, conform Ioan 19 cu 28, apoi cuvântul de biruință s-a isprăvit, Ioan 19 cu 30 și în sfârșit cuvântul de încredințare, al șaptelea cuvânt rostit, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, conform Luca 23 cu 16. Și acum să le luăm la rând în mod succint. 1. Cuvântul de iertare confirmă profeția că Măsia se va ruga pentru cei vinovați, citat în episodul precedent, conform Isaia 53 cu 2. Nu există noblețe mai aleasă decât aceea care se manifestă prin a te face apărător al propriilor tăi dușmani. Isus s-a constituit tocmai într-un astfel de apărător și mijlocitor la Tatăl. În timp ce tâlharii de alături se manifestau în modul lor specific, acuzând și blestămând, Isus a căutat să transforme vina păcătuirii din neștiință într-o scuză, cerând iertare pentru răstignitori ce impresie adâncă poate produce o astfel de atitudine cu adevărat exterioară lumii noastre asupra celor care cu inim și minți sincere și receptive îl privesc pe Hristos murind. Este semnificativ faptul că evanghelistul Ioan în textul citat mai înainte nu spune că Isus a fost răstignit între doi tâlhari, ci a fost răstignit între alți doi. N-a mai a fost prezentată sintagma Tălhari. Și aceasta pentru că în contextul abominabilei crime săvârșite împotriva lui Isus, orice altă culpă sau vinovățire, ori calificativ negativ, își pierd din semnificație. Tălharii devin astfel doar exponența ai unei umanități vinovate, care prin păcătoșenia ei a contribuit la răstignirea Mântuitorului în situația existenței acestei culpe colective vom putea înțelege că rugăciunea de iertare a lui Isus a extins în mod logic și necesar asupra întregii umanități. Cât de recunoscători ar trebui să-i fim Domnului pentru ruga sa pentru noi în acele momente. Numai pe temeiul acelei rugăciuni mijlocitoare a lui Isus Hristos, Pavel a putut afirma Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, conform fapte Fapturile Apostolilor 17 cu 30, partea 1. Această primă rostire a lui Isus de pe cruce ne avertizează și asupra faptului că păcatele din neștiință sunt totuși păcate și că pentru iertarea acestora este nevoie de manifestarea îndurării divine. Fie să știm și noi apela întotdeauna la Dumnezeu, într-un mod corespunzător, pentru a beneficia de această prețioasă iertare. Trecem în continuare sub și celelalte exprimări ale Domnului. 2. Cuvântul de mântuire. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Rai, Luca 23 cu 34. Oricât înțelesuri, interpretări și interpretări chiar și de punctuație îi s-ar da acestui verset, un înțeles se situează prin importanță deasupra tuturora. Și anume, cine vine la Domnul cu pocăință, cu o privire corectă asupra propriei, star, propriei stări spirituale și cu credință, o privire corectă asupra valorii jertfei înlocuitoare a Mântuitorului, intră în Rai, în viața cea nouă, chiar în ziua în care omul, individul, persoana face acest lucru de a veni la Domnul. La rugăciunea tâlharului când vei veni, răspunsul lui Isus a fost de trei ori minunat. I s-a spus, astăzi, cât de repede, cu mine, ce companie și trei în rai, ce loc de odihnă. Pe cruce, Mântuitorul murea pentru păcate, la stânga lui un tâlhar murea în păcate, iar la dreapta lui un altul murea mântuit de păcate. Tâlharul hulitor suferea ca un om lepădat de Dumnezeu, cel întors la Dumnezeu suferea ca un om mântuit, iar Isus suferea ca unul care în și prin suferințele sale asigura mântuirea celor ce cred. Toți avem parte de suferință. Oare în ce calitate suferim fiecare dintre noi? Iertați sau neiertați? Mântuiți sau nemântuiți? Mergem acum, în al treilea rând, la cuvântul de dragoste. Înainte de lăsarea celor trei ceasuri de întuneric, Iisus, demonstrând o grijă deosebită față de mama sa, cu care se împlinea profeția bătrânului Simion că inima îi va fi străpunsă de o sabie, o, o încredințează pe aceasta ucenicului Ioan, iar citatul din Ioan 19, 26 la 27 spune Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Încheia citatul din Ioan 19, 26 27. Câte avem de învățat și din această atitudine de dragoste a Mântuitorului față de propria ei mamă. 4 cuvântul de suferință spirituală. Eli, Eli, la masa Bactaniei, Respectiv, <coughs> Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai ai părăsit. Matei 27 cu 46 și Marcu 15 cu 34. Este interesant și sugestiv faptul că în timp ce fiecare din celelalte șase strigări ale Mântuitorului de pe cruce sunt prezentate doar câte o singură dată în Evanghelie, strigarea de față este prezentată de două ori câte o dată de către evanghelistul Matei și o, o dată de evanghelistul Marcu, fiind unica strigare prezentată în aceste evanghelii. Celelalte șase strigări sunt prezentate de către Luca și Ioan în mod egal câte trei de către fiecare. Este semnificativ, deci, că până la apariția evangheliilor lui Luca și apoi al lui Ioan, singura strigare pe care Duhul Sfânt a găsit de bine să o aducă la cunoștința primilor creștini, a fost aceasta, de adâncă suferință spirituală. Era și cea mai semnificativă rostire în raport cu vinovăția umană. Isus s-a simțit părăsit de Tatăl, ilustrând grozăvia păcatului pentru care urma să-și dea viața. Credem că tocmai acesta era paharul pe care Mântuitorul a ezitat să-l bea în ghețiman. Toată suferința pricinuită de omenirea păcătoasă nu era atât de profundă ca cea pricinuită de separarea sa de Tatăl. Încărcat cu păcatele lumii, Hristos a trebuit să suporte el însuși reacția Dumnezeului Sfânt față de păcat, iadul despărțirii de Tatăl Ceresc. Este un mister adânc în aceste cuvinte pe care niciun om nu le poate pătrunde. El exprimă presiunea reală exercitată asupra sufletului lui Hristos de povoarea păcatelor lumii. Dacă cineva se mai îndoiește de adevărul și obiectivitatea Sfintelor Scripturi, să cugete la faptul că Evangeliștii nu s-au dat înapoi să redea și această exprimare a lui Isus, care din perspectivă umană poate aduce prejudicii însemnate imaginii Marelui Învățător. Câtă întristare va fi produsă însă prietenilor Domnului și ce bucurie debordantă dușmanilor Domnului. Situația este prezentată în mod complex în 2 Corinteni 5 cu 19, unde se spune că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Așadar, un paradox părăsit de Tatăl și totuși avându-l pe Tatăl în acel mare supleciu. Este o mare taină, dar cert este că Domnul Iisus Hristos a fost lăsat să experimenteze Într-un fel, iadul despărțirii de tatăl, tocmai ca noi să nu mai ajungem să experimentăm această despărțire. Mergem la 5. Cuvântul de suferință trupească, mie sete, Ioan 19 cu 28. Acesta arată că îngrozitoarele suferințe trupești ale Domnului au început să se manifeste și pe plan fizic. Sete arzătoare, caracteristică răstigniților, dar și condamnaților la chinurile iadului, nu l-au ocolit nici pe Iisus, dându-i ocazia să împlinească profeția din 60, Psalmul 69 cu 21 Când mi sete, îmi dau să beau oțet. 6. Cuvântul de biruință s-a isprăvit. Ioan 19 cu 30 În original, tetele stai. Fiind la prezentul continuu, însemnează s-a isprăvit și isprăvit va fi pentru totdeauna. Isprăvit rămâne Observăm aici faptul că Isus este cel ce declară că a isprăvit lucrarea pe care o avusese de îndeplinit, el însuși și nu oamenii sub stăpânirea forțelor întunericului. Mântuitorul, mânat de o dragoste desăvârșită, în mod deliberat a suportat judecata și condamnarea divină în locul nostru, mântuindu-ne și creindu ne liber acces la Tatăl într-un duh. Și în sfârșit, trecem succint, pentru că am putea rămâne doar aceste strigări un episod întreg. În al șaptelea rând avem cuvântul de încredințare rostit în Luca 23 cu 46 Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Tatăl a fost cuvântul de justificare a lui Isus în incidentul din templu la vârsta de 12 ani când a fost întrebat de ce a rămas unde a rămas. Referirea la Tatăl a fost și cel din tâi cuvânt rostit pe cruce și tot Tatăl este cel din ultima lui rostire de pe cruce. Vom putea noi înțelege vreodată ce a reprezentat Tatăl pentru Isus? Cu siguranță nu. Nu cu mult timp înainte Hristos le spusese ucenicilor, citat, am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și mă duc la Tatăl, Ioan 16 cu 28. Și într-adevăr, Iisus s-a dus înapoi la Tatăl Său Ceresc. Ca răspuns practic la parte din întrebarea din titlul emisiunii de față, cum a murit Iisus, haideți să vedem și de ce a murit Iisus. Un scritor creștin din primele viacuri a spus, și dăm acest ultim citat, când îl văd pe Iisus răstignit, mă gândesc că păcatele mele l-au ucis îl văd nu pe Pilat care, ca să-și păstreze slujba și onoarea în fața oamenilor, s-a lipsit de Hristos, ci pe mine când m-am lipsit atâta vreme de El. Îi aud nu pe evrei strigând, răstignește-l, răstignește el, răstignește ci păcatele mele care au reclamat același lucru. Nu sulița care i-a străpuns coasa, ci necredința mea. Da, voi păcatele mele, voi l-ați chinuit, voi l-ați răstignit, voi l-ați omorât, încheiat citatul. Să nu uităm ceea ce am afirmat mai la început. Doar cel care își recunoaște partea de vină la Golgota va putea să primească partea lui de har, bocceluța lui de har, cum îmi mai place mie să spun, care îți de la Golgota. Dumnezeu să ne ajute să fim cu toții beneficiari ai harului jerfei de săvârșită de, de la calvar și să căutăm mult mai mult să aprofundăm cum a suferit și cum a murit Hristos. Iar acest subiect îl vom continua și în eternitate, pentru că este tema centrală care se, pe care se focalizează și cerul. Dumnezeu să ne binecuvinteze.